Salut! Haideți să facem și un update al știrilor din domeniul cripto. Dacă vă plac acest tip de content, un like, un subscribe, știți foarte bine cât de mult mă ajută. Cea mai importantă știre a apărut azi noapte, Coinbase dă în judecată SEC după o perioadă în care au tot fost tot felul de hinturi ale șefului de la Coinbase. Aceștia efectiv s-au săturat de felul în care Gary Gensler și SEC în general, cum America își bate în joc de reglementarea cripto, efectiv totul este făcut așa pe genunchi, nimic concret, nimic clar. Și din păcate America pierde avantajul care îl avea față de alte țări. Și ca să vă dați seama ce mare competiție este în domeniul cripto și al reglementării, prin urmare, nu vă mai speriați, cripto este aici să rămână. Uniunea Europeană a aprobat proiectul MiCA, care va intra în vigoare din 2025. Tot ce înseamnă reglementare în domeniul cripto, despre wallet-uri, transferuri. Cumva Europa vrea să ia fața Americii în domeniul cripto. Și sunt foarte multe firme din domeniul cripto care deja au anunțat public că în ritmul acesta vor părăsi America. Preferă să se mute în alte țări unde este un cadru legal corect, să știi ce să faci, cum să faci, nu totul analizat după ureche, cum vor cei de la SEC. Și la fel, astăzi, 25 aprilie, se va ține o nouă licitație pentru activele Celsius, în caz că, Doamne ferește, ați rămas cu bani blocați aici, o rază de speranță. Două firme foarte mari, de data aceasta se implică în partea aceasta de licitație, Gemini și Coinbase. Aici putem vedea tot ce s-a scris. În caz că nu știți, au mai fost și în trecut tot felul de încercări, astfel încât să se vândă activele, să vină un nou cumpărător cu bani, astfel încât oamenii să-și primească măcar o parte din bani și să trecem peste această perioadă neagră din domeniul cripto, să vedem ce va reuși. Poate, poate, de data aceasta cineva va cumpăra. O știre din cadrul Binance, Trust Wallet, în caz că nu știți, este un portofel descentralizat care este creat de Binance, a avut o problemă din cauza vulnerabilității și s-au pierdut 170.000 de dolari. A apărut știrea pe Twitter. A fost un bug în noiembrie. Și un hacker a reușit să sustragă acești bani. Și un lucru foarte important, asta vrem să vedem toți, asta îmi place și mie să văd. Ei recunosc că a fost gafa lor din cauza securităților precare, iar userii nu vor păți nimic, toți banii furați vor fi plătiți și rambursați clienților de către Trust Wallet. Cumva spre asta se va ajunge și prin reglementare în timp, ce cred eu, va fi la fel ca în domeniul bancar, cum acum la noi la bănci sunt 100.000 de euro garantați în timp. Părerea mea este că va fi ceva similar și în cripto, astfel încât, Doamne ferește, avem un hack, ceva se întâmplă, să se creeze un fond prin care toate exchange-urile să cotizeze și când va fi cazul să se ramburseze banii userilor. Altfel, cum suntem acum în prezent, e efectiv Wild West. Cum era pe vremuri? Scapă cine poate, se fură, nu se mai întâmplă nimic și rămâi cu paguba. Și ultima știre din cadrul Phantom, una dintre monedele pe care le recomand pe termen lung. Au apărut tot felul de hinturi în spațiu online din partea celui mai cunoscut developer al lor, Andrew Cronje, că aceștia ar lucra la un proiect de bancă cripto, dar momentan nu sunt detalii foarte multe și ce este important, nu va fi disponibilă în America, știți cum SEC este împotriva la tot ce e cripto, nebunia ce am zis și la început. De asemenea, se mai aude în piață că și Justin Sun, cel de la Tron, lucrează pentru o bancă care să fie pentru cripto, astfel încât, vă dați seama, după toate falimentele din America, cumva cei din cripto au realizat cât de important este să avem
una, două, trei bănci importante, crypto-friendly, astfel încât să se realizeze transferul de bani ușor între fiat și cripto. Cam atât pentru astăzi. Dacă vreți ca informația să ajungă la cât mai multe persoane, un like, un subscribe. Ne auzim în următoarele video. Aveți grijă. Ne auzim. Pa, pa!